mergem la Colegiul Național Vasile Alexandrii cu un invitat de marcă și anume doamna profesoară Cătălina Popa, care este unul dintre organizatorii Forumului Meritor de Sud-Est. Cătălina, suntem aici, este sâmbătă după prânz și încă noi suntem încă la școală. De ce? Pentru că noi încă mai credem în educație, de fapt credem din toată inima și înțelegem că dacă ne dorim evoluție și schimbare, dar nu neapărat schimbare, să spunem evoluție și poate un soi de transformare, ea trebuie să înceapă de aici, de jos, de la firul ierbii. Așa că ne-am gândit să aducem un forum Merito la Galați. Nu este primul forum Merito care se organizează în țară, au fost și altele. Scopul... Înțeleg că este primul care se realizează în această regiune. E primul realizat la Galați, da. În zona asta de sud-est a mai fost unul la Constanța, dar nu a fost numit așa. De fapt, ne-am și gândit destul de mult cum să numim acest forum. Pentru că nu ne adresăm doar sudului și estului, am descoperit că au venit oameni de peste tot, din toată țara, inclusiv din Republica Moldova, astfel încât probabil că ar fi trebuit să-l numim doar Forumul Merito și atât. Doar Forumul Merito de la Galați. Da. Am văzut că pe listă sunt foarte mulți participanți, s-au înscris aproape 200 de oameni înainte de a închide înscrierile. Te rog, spune-mi cum este experiența aceasta de organizator a unui forum de aceste dimensiuni. Mai întâi trebuie să spunem faptul că s-au oprit la aproape 200 de înscriși pentru că am fost nevoiți să închidem foarte repede atelierele. Au fost ateliere care s-au umplut în prima noapte sau în primele zile. Și chiar am primit multe semnale că oamenii și-ar mai fi dorit să participe, dar nu am mai putut să-i primim, avem un spațiu limitat totuși și se și pierde poate din actul ăsta de învățare și de punere în practică dacă grupul este extrem de mare. De asemenea, să nu uităm că am avut și două ateliere cu copii. Copiii proveniți din medii vulnerabile și pentru că atelierele au avut o componentă remedială. Iar acum, în timp ce vorbim, se desfășoară un atelier cu părinții. Din câte știu eu, primul atelier cu părinții de la forumurile Merito, pentru că ne-am gândit că, până la urmă, educația se face în această echipă. Profesori, părinți și elevi. Și nu puteam să-i trecem cu vederea. Dar revenind la ceea ce m-ai întrebat, da, e un proiect de o anvergură impresionantă. Important este că suntem o echipă, ne ajutăm unii pe alții și facem lucrurile să se întâmple. Chiar dacă uneori este mai greu, important este că, iată, rezultatele sunt foarte, foarte frumoase. Oamenii au ieșit absolut încântat de la atelier. Câte ateliere s-au programat? Avem 10 ateliere cu profesorii, 2 cu elevii și 1 cu părinții. Și care a fost principala provocare pe care ai întâlnit-o și evident ai depășit-o în organizare? Da. Să limităm ideile cu ceea ce s-ar putea face, pentru că erau foarte multe. Adică, haide să facem și o broșură, haide să facem și un volum, haide să facem și atelier cu părinții, haide să facem foarte, foarte multe idei care automat au venit la pachet cu un volum mare de muncă, încât la un moment dat ar trebui să ne gândim, bun, atât facem și restul ideilor o să le punem în practică, poate, la un alt forum. Dar acum, când văd cât de bine merg lucrurile, am senzația că a cam meritat așa. Ce ți-a plăcut cel mai mult să faci în această organizare? Să primesc, nu știu dacă e ceva ce nu e ceva ce fac eu, dar cea mai mare bucurie a fost să primesc feedback. Au ieșit oameni, efectiv, au venit să mă îmbrățișeze, mamă, cât de fain a fost! Și
mulți mi-au zis că pentru prima oară după foarte mult timp chiar au învățat ceva. Și de asemenea, foarte frumoasă experiența cu voluntarii, i-ați cunoscut mai devreme pe doi dintre ei. Sunt de fapt mai mulți, în sensul că avem aproape 40 de voluntari care direcționează, înregistrează participanții și așa mai departe, cei 15 jurnaliști, dar avem și voluntarii de la COR, voluntarii de la Corul Geneva, mă refer, voluntarii de la ByteForce, pentru că am avut demonstrație de robotică, am avut un roboțel în corpul nou. I-am cunoscut și pe ei mai devreme. Da, foarte simpatici. Și acolo am avut o echipă de voluntari și o să mai vină o echipă de voluntari de la Liceul de Arte, după amiază, la închidere. Așa că numărul se duce încet, încet către aproape 100. Să nu uităm de voluntarii de la Mediatim care ne filmează acum și ne-au filmat pe tot parcursul atelierelor și deschiderii. Și care sunt absolut extraordinari, încep să-i suspectez că au niște superputeri, pentru că nu știu cum reușesc să acopere tot, să fie peste tot, să facă fotografii, să filmeze, să... Iată, sunt și acum la podcast, sunt minunați. Cătălina, ce ai vrea să mai spui și nu te-am întrebat eu? Ce am să ne spus? Nu știu, că sper să fi urmit un pic lucrurile și că sper să ne dăm seama în timp, nu doar acum când entuziasmul este mare, ci în timp, că oamenii au preluat de aici niște metode și le-au dus mai departe la clasă, poate într-o proporție mai mică, dar că au făcut ceva și mi-aș dori cumva să vedem asta. De altfel ne-am și propus ca după câteva săptămâni să revenim la profesorii participanți și să vedem în ce măsură ceea ce au învățat aici le este util la clasă, în ce măsură au aplicat și care este efectul asupra elevilor, ca să vedem continuitatea și să ne asigurăm că ceea ce facem funcționează. Și că n-a rămas doar aici, cum sunt majoritatea evenimentelor educative, creează așa un pic de entuziasm și după aceea totul revine la fel. Cătălina, eu îți mulțumesc foarte mult că ți-ai luat din timpul tău și care este foarte limitat astăzi și ai fost efectiv. De multe ori am crezut că te-ai înmulțit așa, că te-ai dedublat. Erai când colo, te vedeam peste tot și mă gândeam, oare sunt mai multe Cătăline? Dar, sunt, am personalitate multiplă, e adevărat, dar fizic am fost doar una. Îți mulțumesc nu numai pentru organizare, ci și pentru faptul că ai venit să stai de vorbă cu noi. Mulțumim și spectatorilor care ne-au urmărit și pe care îi invităm să ne urmărească și la podcastul următor. Mulțumesc frumos, Cătălina! Cu tot dragul!